Așa vorbește Domnul. Păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină, și nici mea este aproape să se arate. Isaia 56 cu 1. Matei, capitolul 4, versetul 17 spune așa. De atunci încolo, Iisus a început să propovăduiască și să zică, Pocăiți-vă că și împărăția cerurilor este aproape. Cartea Romanilor, capitolul 13, versetul 11 și 12, spune așa, Și așa cu atât mai mult, cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua, să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Amin, slăviți să fie Domnul. Iată, iubiții Domnului, vedem că prorocii mereu ne-au spre pocăință, spre întoarcere la Dumnezeu. Vedem că Domnul Hristos, în Evanghelia lui Matei, în capitolul 4, versetul 17, spune că când am început lucrarea, El a spus că de atunci, înainte, El a început să propovădească și să zică Pocăiți-vă că și împărăția cerurilor este aproape. Iubiți Domnului, dacă atunci să predica cuvântul acesta, noi acum ce vremuri trăim noi? La ce ne așteptăm noi? Ce avem noi? Ce gândim noi? Ce facem noi? Ce speranță avem noi? Sau unde sunt gândurile noastre? Iubiții Domnului, dacă prorocii ne învăța, așa vorbește Domnul, păziți ce este drept, faceți ce este bine. Ce păzim noi? Învățături, doctrine, învățături date de oameni. Iubiții Domnului, cred că este timpul cu adevărat să păzim ce este drept, să facem ce este bine înaintea lui Dumnezeu și cred că este bine să ne temem că și mântuirea este mai aproape să vină. Deci dacă Domnul și-a să propovădesc că în vie la Evanghelia, spunea să ne pocăim că împărăția cerului este aproape. Acum cât de aproape credeți că este? Iubiții Domnului, vă îndemn în numele Lui Iisus Hristos. Haideți să ne apropiem de Dumnezeu. Eu cred că este timpul cu adevărat să păzim ceea ce este drept, că și mântuirea este aproape să se arate. Unde este viața mea în ziua aceasta, dacă vine Dumnezeu. Am eu puterea tăria aceasta să mă apropii de Dumnezeu? ce voi spune lui, lui Dumnezeu? Dacă Domnul Hristos să că a început lucrarea la Capernaum, ce -a spus el de atunci încolo? Iisus a început să propovădească și să zică, pocăiți-vă că și împărăția cerurilor este aproape. Iubiții Domnului, venirea Domnului este mai aproape ca oricând. Că sunt învățături și învățături și vine acum învățătura asta a prosperității și poți să trăi, faci ce vrei, că și Dumnezeu te iartă greșit. Dumnezeu spune că iată eu vin curând și răsplata, este -a mea, răsplata mea este cu mine ca să dău fiecare după binele sau răul pe care l-a fi făcut în viață. Cum poți să spui că tu poți să trăiești cum vrei, că și Dumnezeu te va ierta? Greșit. Lucrul acesta este o învățătură nebiblică, eu am numit-o. Și de aceea, iubiții Domnului, trebuie să înțeleg că dacă nimic stricat nu intră în părăția lui Dumnezeu, cum spune Apocalipsa, atunci eu cum pot să trăiesc cum vreau, să fac ce vreau, că ajung unde? Ajung în împărăția lui Dumnezeu? Greșit. Iubiții Domnului, vreau să vă îndemn un lucru. Dacă Pavel, când a început lucrarea și el, în epistola către romani, și spune clar, veghere și curăție, spune, și aceasta cu atât mai mult, deci dacă atunci prorocii, Spuneau de lucrurile ăsta. Acum el vine și -o spune, cu cât, cu așa asta, mai mult, cu cât știți că în ce împrejurări ne aflăm, este asul să vă treziți în sfârșit din somn, că și acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Iubiții Domnului, mulți oameni trăiesc așa cu impresia asta că ei pot să facă tot ce vrea, pot să ducă unde vrea să trăiască după cum vrea, că Dumnezeu este acela care mântuiește, Dumnezeu este cel care iartă, Dumnezeu mântuiește. El pentru asta a venit, El pentru asta a venit prima dată, ca să ne răscumpire din păcat, să ne strămute din împărția întunericului în, în împărăția lui Dumnezeu. Dar strămutarea aceasta, nu credeți că Dumnezeu a făcut-o și cum mai spunea cineva că Dumnezeu în bunătatea și în dragostea Lui nu bagă în rai oamenii cu grămadă. Nu, este iubiții Domnului, vine o cernere, vine o judecată. Vine că vom fi răsplătiți după binele sau răul care l-am făcut. Așa că nu, nu făcem noi toți ce vrem. Dacă vrei să fii cu adevărat al lui Dumnezeu, spune că noi nu mai suntem mai noștri și nu putem să facem tot ce voim. Păi dacă Dumnezeu a venit și te-a răscumpărat din păcat, înseamnă că tu nu mai ești al tău, ești al lui, a parții lui. Așa că viața lui, viața ta, e datul lui. Așa că trăiește după cum el vrea, după cum ți-o propovăduit, nu după cum vrei tu. Străm cuvântul lui Dumnezeu după cum scade binețenie, ca să mergi tu, pe unde vrei. Nu, lucrul asta nu se face, iubiții domnule. Versetul 12 din Roman spune că noaptea aproape că a trecut, se apropie ziua. Și spune să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului. Adică îți referă tu în timpul nopți, adică când e întuneric faci tot și vrei că nu te vede nimeni. Este unul care vede tot și scrie tot. Deși ală degeaba, noi nu ne ferim și să ne fie rușine pentru lucrul ăsta. Eu mă feresc de vecinul meu, mă feresc de cunoscuți, dar nu mi-e frică de cel care vede totul. Pe mine nu mă va judeca vecinul, nu-mi dă vecinul mântuirea mi o dă Dumnezeu. De aceea, hai să ne dezbrăcăm de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Asta vrea Dumnezeu de la mine și de la tine. De așa iubiții Domnului, vă îndemn și vă sfătuiesc. Haideți să ne pregătim că și mântuirea este aproape să vină. Și vai, vai! de noi cum ne va găsi această venire. De aceea doresc să ne dezbrăcăm de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii și Dumnezeu să fie slăvit. Amin.